Bun venit la Constelat, un podcast de spiritualitate, dezvoltare personală și filozofie de viață prin constelații familiale și analiză tranzacțională. Un podcast de nicăvătăși. Dragilor, bine ați revenit la Constelat! Astăzi pentru mine e o zi specială. E o zi specială în care am ocazia cumva să vă arăt live, live evident prin intermediul înregistrării, cum... E important în viață să respectăm una dintre cele trei legi ale iubirii, aceea de a onora precedența. Șansa a fost în favoarea mea, câmpul a lucrat pentru mine și am avut ocazia să găsesc exact acel formator în materia conservațiilor familiale care să răspundă unei nevoi ale mele. Aia de a găsi în cineva respect nu în ceea ce privește doar sufletul, ci și mintea. Context în care am avut șansa să ajung la psihoterapeutul care ne se alătură astăzi, care este și facilitator de constelații, un om pe care îl veți iubi nu doar pentru că o spun eu, ci pentru că vă veți convinge că acea așezare pe care o are în respectul față de minte și de suflet e important să ajungă în viața fiecare dintre noi. Context în care îi urez bun venit formatorului meu, psihoterapeut, facilitator de constelații, Laura Ghiță. Bine ai venit, Laura! Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație Mă bucur mult că, că ești mult. aici Apreciez din suflet Mulțumesc. și știu că ai un program încărcat Cunosc că abia Ai venit și din un ritri din Tenerife Ai umblat destul de mult context în care Și ai... abia am venit, scuză-mă că <laughs> te, rog, te rup, rog. Din supervizarea cu Barbara Morgan okay. Dacă tot onorăm <laughs> <laughs> Onorăm precedenta Dacă precedent, tot da. e să onorăm Pe cei care uh, Au fost într-un anume loc Înaintea noastră și pe cei care Ne-au ajutat pe noi să ajungem în locul în care suntem. Da. Eu, eu mă bucur mult că ai reușit să, să găsești timp pentru, pentru, a participa aici, pentru că știu și am văzut cu ochii mei că ești realmente genul de om care poate să dea viața mai departe și care până la urmă inclusiv prin workshop de formare, prin workshop pe care le ține viața de zi cu zi, dă viața mai departe. Și eu îți mulțumesc pentru, atât pentru mine cât și în numele celor care vin la workshop tale. Mulțumesc mult, Nic primesc asta. Mulți ani n-am știut să primesc. Dar grație muncii în lucrului, în constelații familiale, am învățat să primesc. Mulțumesc mult și fac ceea ce fac cu mare drag și din tot sufletul. Și noi suntem norocoși să întâmplă asta. Laura, cum este, pentru că o să profit de faptul că ești aici și cumva abia așteptam să adresez o grămadă de întrebări. Cum este un subiect care, pentru mulți dintre cei cu care am discutat, e de interes? Când merg la constelații și, la fel de important, cum arată, din perspectiva succesului, constelațiile familiale? Păi am să încep, nu știu dacă am discutat noi această, acest aspect, am să încep spunând că acest lucru în constelațiile de familie, spre deosebire de ce credem noi la începuturile căutărilor noastre prin constelații, s-ar putea să nu ne aducă ceea ce ne dorim noi, s-ar putea ca tema, subiectul cu care eu mă duc acolo, să nu găsească o rezoluție. Ceea ce fac, ce lucrul în constelații este că aduce în Ochii noștri, în conștient și în simțire, pentru că asta se întâmplă, trăim acolo cu corpul, cu simțurile, adevărul. Un adevăr pe care mintea noastră încă nu poate să-l prindă. Și atunci avem o imagine de ansamblu. Și atunci începem, bucățică cu bucățică, să rearanjăm puzzle-ul pe care îl avem în viața noastră. S-ar putea ca adevărul ăsta de foarte multe ori să nu ne placă, să nu ne convină, să... Să doară. Doară. Să doară, da. Însă, acum știm și din ce în ce mai mulți oameni știu că, de fapt, cam ăsta este drumul. Dacă fugim de realitatea care ne doare, dacă fugim de emoțiile care ne dor, dacă fugim de asumarea... Um, Vieții noastre, așa cum a fost ea, nu ajungem nicăieri. Rămânem doar în fugă și din ce trece timpul, din aceea se accentuează lipsa de, de consistență, lipsa de claritate, lipsa de împlinire, nu mai, nu mai ajungem în locul în care să respirăm. Nu mai ajungem în locul în care să respirăm, pentru că, de fapt, noi fugim într-una. Asta ne aduc constelațiile. Ne aduc din nou adevărul la suprafață, ne aduc claritate și, în final, pe măsură ce noi suntem um, dedicați și consecvenți în căutarea noastră și în, în um, um, dorința noastră de a afla despre noi, uh, ajungem la eliberări. Ajungem la integrări ale părților noastre, ale energiilor noastre. Ajungem la înțelegeri care ne vor deschide altfel porțile, drumul vieții, oportunități în viață. Cam asta e despre constelații și așa în mare, la modul general. Știu că toți căutăm comoditate și căutăm plăcere. Nu avem cum să ajungem direct la ele. Și atunci Nic înțeleg corect că după cum. o constelație mai avem de lucru și cu noi. Nu e suficient să vin acolo, să particip la un workshop, e și despre a continua acel lucru. Da, să știi, ai dreptate, și să știi că sunt destul de mulți care fac o constelație, ajung într-un loc, se găsește o rezoluție, se ajunge, se face o rearanjare și o reechilibrare a energiilor, a părților, a, a, a părților din sistem, da? Uh -huh. Cu toate astea, după un timp revin înapoi în locul din care au plecat înainte de a face constelații. Asta eu nu aș vrea să, să dau motivații pentru de, de ce se întâmplă asta sau uh, să, caut, uh, să caut explicații pentru, pentru asta. Uh, depinde de noi pentru că atunci când s-a mișcat ceva, ceva la rămâne, o, o bucățică uh -huh. din mișcarea aia rămâne. Dar dacă eu nu sunt dispusă să fac și la nivelul acesta uh, al vieții mele de zi cu zi. Uh, dacă nu sunt dispusă să devin observatorul meu, să mă privesc din locul de observator, să mă uit la tiparele după care eu funcționez. Dacă în permanență mă uit în afară să pun pe, să pun în exterior sau să pun vină pe cineva din exterior, să pun în exterior, să motivez um, trăirile mele, actele mele, comportamentele mele, deciziile mele, um, să, să să dau uh, să găsesc țapii spășitori pentru ceea ce fac eu. În, dacă eu încă mă, mă poziționez în locul de victimă, și chiar și în locul de agresor. Mm. Că nici agresorul nu-și asumă, da? Dacă eu externalizez ce este al meu, ce se întâmplă cu mine, îl pun undeva în afara mea, fără să mă uit la el, fără să-mi asum ce se întâmplă acolo, în interiorul meu, n-am să ajung niciodată la adevărul meu, la ceea ce se întâmplă cu adevărat în mine cu mine, în viața mea. Și știi lucrul acela că, na, toți suntem oameni, toți avem un critic, un judecător foarte puternic. Judecătorul ăsta foarte puternic din noi are și el rostul lui. Ne-a ajutat foarte mult în evoluția noastră, în creșterea noastră, în pașii pe care i-am avut de făcut. Totuși, dacă judecătorul este mai mare decât mine, mă conduce. Hotărăște în locul meu. Dacă acel, acea parte din mine care se numește copilul interior preia comanda și e, devine mai mare decât mine în anumite situații, în anumite experiențe de viață, și am reacții, mă comport în acele, în acele situații conform fricilor, nevoilor copilului meu interior care nu este integrat, um, unde sunt eu atunci? Și vorbind de analiza tranzacțională pe care tu o atât de bine o cunoști, unde este părintele nu, sănătos părintele din mine, mă. unde este adultul din mine, cum mă comport eu, cum mă poziționez eu în viața mea și în relații cu lumea. Și iarăși ne întoarcem la constelații și aici putem să facem o mulțime de mișcări, de a care să ne ajute să ne așezăm, să ne reașezăm, să ne repoziționăm, care să ne pună pe noi în locul nostru real, în viața noastră, în locul nostru real, în familie mm -hmm. și de aici apare acea împuternicire, recăpătare a puterii noastre interioare. Ai spus să ne punem la locul nostru. Îmi um, imaginez că mulți dintre cei de acasă nu prea vor înțelege acest, acest concept și te rog dacă ne poți spune mai multe despre asta. Despre a fi la locul nostru. Da, da, da. Din punct de vedere sistemic, da, din punct de vedere sistemic, în sistemul de familie, sis, familia este și ea un sistem ca tot ceea ce ne înconjoară în această lume 3D în care noi trăim, da? Și aș adăuga aici faptul că suntem influențați de mult mai multe sisteme. Dacă am căuta să facem acum o listă a sistemelor care ne influențează și care ne împing într-o direcție sau alta în viața noastră, am aflat că lista asta e foarte lungă, în afară de sistemul de familie, sistemul școlar în care am făcut parte, universitatea, profesia pe care o avem mult mai multe, da, mult mai multe. comunitatea, după aceea, după aceea poporul din care facem parte, cultura, pe care toate acestea sunt sisteme care fiecare dintre ele pun într-o măsură mai mică sau mai mare presiune pe noi să facem un anumit lucru sau să nu facem un anumit lucru. Ne întoarcem la sistemul de familie și la locul nostru. În sistemul de familie, în acest sistem, fiecare membru al sistemului are un loc al său bine stabilit, care este stabilit de mai multe legi, dar nu sunt, de fapt, niște legi naturale, firești. În constelații, cei care au început constelațiile, Bert Hellinger și colegii lui, au uh, hotărât atunci când au descoperit prin lucru efectiv, ei lucrau uh, lucrau uh, terapie de familie în grupuri uh, atunci când au descoperit pas cu pas uh, uh, aceste mișcări care se întâmplă în uh, sistemul de familie și ei l-au numit uh, ordinele iubirii. Există o ordine firească și naturală în fiecare sistem. La fel și în sistemul de familie. Există o ordine care este o ordine ierarhică în termen de ierarhie de timp și nu altfel de ierarhie, nu ierarhie socială, financiară, mai știu deci eu nu cum. Nu e acea superioritate egotică. Nu, este o superioritate în termen de timp. Uh -huh. Cine s-a născut înainte? Și mai mult decât... Cine s-a născut înainte atunci când ne gândim la relațiile pe care noi le avem cu părinții și străbunii noștri? Și mai mult decât atât... Cine a intrat înaintea mea în această familie? Adică, frații mei care s-au născut înaintea mea sau care nu s-au născut din diverse motive, pierderi de sarcină sau avorturi sau, mă rog, um, um, atunci când avem familii combinate, dacă uh, părinții au divorțat și au câte un copil, și apoi apare un alt partener pentru. Unul dintre părinți sau pentru ambii părinți, cine a fost înainte? A fost partenerul cel de-al doilea? Nu, a fost copilul înainte în familie. Și aici este greu pentru un adult să respecte această ordine, pentru că el vine cu bune intenții. Nu ne gândim că vine cu intenții din start, el vine cu bune intenții, da? Vine în această familie pentru că are o atracție pentru femeia respectivă, caută să aibă relații bune cu copilul dar el se poziționează în fața copilului ca un adult care trebuie să fie ascultat pentru că el știe mai bine decât copilul. Însă nu aceasta este poziționarea. Și acolo apare încurcătura. Și acolo apare încurcătura, da? Sunt multe astfel de încurcături. Și aici a, aș vrea să subliniez din nou a, și nu este, este o nevoie a acestui sistem. Este nevoia sistemului de familie și nevoia noastră ca indivizi să aducem împreună ceea ce a fost exclus sau ceea ce a fost uitat. Încă adică tot ceea ce există, acest univers, această viață în care noi trăim, dacă stăm să căutăm din punct de vedere științific, din punct de vedere filozofic, din toate punctele de vedere pe care mintea noastră ar putea să le caute, să privească, lumea asta este unitate, este un întreg. Și are nevoie, această lume în care noi trăim, are nevoie să se recunoască această unitate, această întregire, apartenența. Apartenența, da? Și sunt studii um, care spun că. Problema noastră este că apartenența este o nevoie majoră pe care o avem, dar noi nu căutăm umblătul nostru în viață, drumul nostru în viață nu este neapărat să apar, conștient, vorbesc. Nu este să aparținem, ci este să ne potrivim. Da? Și dacă noi ne schimbăm, ne modificăm, ne transformăm, ne recreem pe noi după un anume grup căruia eu vreau să mă potrivesc, ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, de fapt, mă neg pe mine cel care sunt și mă transform pe mine doar ca să aparțin unui grup de prieteni, profesional, să Fit-in, mm -hmm. să fiu potrivit la locul acela. De ce să fiu potrivit? Ca să fiu recunoscut, ca să fiu valorizat. Și nu ne vine valorizarea reală și recunoașterea reală așa. Valorizarea reală și recunoașterea reală ne vine din cine sunt eu cu adevărat, din comportamentul meu acela profund, autentic cu bune și cu rele, nu ce l-a acoperit. E că eu vreau să fiu într-un anumit fel și nu îmi permit în grupul ăsta să fiu în felul ăsta, pentru că în grupul ăsta, profesional, nu se acceptă lucrul ăsta, nu știu care. Și atunci plătesc prețul autenticității. Ca să și atunci le... plătesc prețul autenticității. Și asta este o luptă interioară. Mm -hmm. Foarte puternică. Foarte puternică. Și pe care înțeleg că unor ar fi potrivit să, adică s-ar putea să o vedem chiar într-o constelație, tocmai că apare această scindare pe care noi o desconsiderăm și vine constelația și ne pune în fața ochilor. Da, și ce ne mai pune în fața ochilor constelația este faptul că noi nu suntem indivizi separați. Da. Știi că de multe ori um, ne străduim, lucrăm cu noi, învățăm, să depășim o anumită condiție a părinților noștri, să spunem, a bunicilor noștri, și aici fac o paranteză și o închei după aceea imediat, fără aspirând la o poziție socială sau financiară diferită, da? mai bună decât a părinților sau bunicilor, fără să știm conștient că undeva în spate, în generații din spatele meu, poate că au fost oameni foarte bine din punct de vedere financiar, social, al bunăstării da, fără să știu asta. Undeva pe parcursul acestor generații, din motive exterioare, necunoscute, s-a întrerupt firul ăsta al bunăstării și eu am ajuns într-o familie în care bunicii și părinții mei nu aveau prea multe și atunci mă lupt, mă zbat să fiu diferită de ei, însă, pe de altă parte, în mod inconștient, loialitatea mea față de ei nu-mi permite să ajung sau să am bunăstare pe toate planurile vieții. În toate aspectele acestea umane. Da pot să am financiar, pot să am uh, social, uh, dar poate că nu am, uh, nu am împlinirea aceea în, în familie, în cuplu, cu copii, multe aspecte ale, ale acestor lucruri. Cheia este întotdeauna cum ne poziționăm în primul rând față de mama și față de tata și apoi față de bunici, apoi de străbunici. Și aici a spune două lucruri care mi-au mi plăcut și m-au impresionat foarte mult acum venind de la cinci uh, zile pline de supervizare cu Barbara Morgan. Uh, știi, știi că Bert Hellinger a spus uh, ceva de genul că succesul are fața mamei. Uh, unul dintre colegii mei de la supervizare la sfârșitul celor cinci zile a zis pentru mine, succesul are fața mamei, după ce și-a lucrat ceva, are, succesul are fața mamei și sprijinul tatălui. Wow. Ceea ce pentru mine a fost <laughs> extraordinar. O revelație, da. O revelație și ăsta este adevărul. Pentru că ce face energia masculină în sistemul de familie? Ce face tatăl? Noi avem un cerc, da, dacă ne gândim la trib, da, tribul își crea acolo un cerc în peșteră, un cerc închis. Mama, femeia era în mijloc, în vatră, pregătea hrana, creștea afecțiunea, creia afecțiunea, da? Afectiv, a, afectivitatea, dăruirea, dăruirea de hrană fizică și dăruirea de hrană emoțională, iubirea, și tatăl ieșea în afara cercului și se ducea să aducă ce are nevoie femeia și copiii pentru ca familia. Să meargă mai departe. da, Și atunci, evident că învățăm de la tata uh, relaționarea cu exteriorul casei, uh -huh. și de la mama cum să relaționeze în interior, cum să fiu în intimitate, cum să dăruiesc iubire, cum să țin și de la tata învăț cum să mă comport în profesional, în social, cum să învăț să aduc ceea ce are nevoie familia. Wow! Și atunci, și atunci să de... împreună, împreună, este timpul, este timpul să-i să uh, respectăm, să-i onorăm, să ne uităm la adevărul lor, la ce-au trăit ei, la circumstanțele în care au trăit ei, pentru că din viața asta, ușoară și să dea bunul Dumnezeu să fie în continuare, la fel de liniștită și ușoară. Uh, sau măcar. Cred că e important aici să explici că la mine ajunge o chestiune pe care nu ne-ai transmis-o deja în formare, aceea că noi trăim niște vremuri bune, în definitiv, chiar dacă noi ne plângem trăim des. trăim niște vremuri bune, dacă suntem corecți cu noi mm -hmm. și cinstiți cu noi. Am avut parte de școală, la școală am învățat bine, am, am învățat bine pentru că ni s-a oferit soluții. Au fost mm -hmm. profesori care să ne învețe, să ne susțină. Am avut parte de uh, universități, am avut parte de uh, unii le-au plătit, alții nu le-au plătit, cei care le-au plătit au avut norocul să aibă bani ca să le plătească. Uh, găsim lucrurile de care avem nevoie, nu este, nu suntem în situația în care să avem lipsuri majore, să nu avem mâncare, să nu avem apă. Bunul Dumnezeu să țină lumea în care trăim. Nu știu, mă rog pentru toată lumea, dar mai mult pentru noi, da? Um, și, și revenim la asta. Noi avem o viață bună. Hai să fim corecți și să ne dăm seama cât de greu le-a fost lor, cât de greu le-a fost bunicilor noștri cu războaie din care s-au întors. Uh, foarte vătămați și fizic și psihic, cât de greu le-a fost bunicelor, străbunicelor care au rămas acasă singure cu copiii, A fost foamete, au fost, au fost uh, boli care, pe care nu au știut cum să le gestioneze. Și atunci să ne uităm la realitatea lor. Pentru că de fapt, dacă ne întoarcem iarăși la sistem, ce vor străbunii noștri? Ei vor ca noi să trăim mai bine decât ei și să ducem acest sistem mai departe. Însă ei nu pot să vină să ne zgâlție puțin pe noi, și să ne spună treziți-vă, oameni buni. Că puteți să faceți, aveți instrumente, aveți soluții, aveți multe în lumea asta. Nu pot. Noi, e timpul, e nevoie, nu trebuie. Este nevoie. Sunt timpuri în care noi este nevoie să ne întoarcem către părinți, către străbuni, să-i onorăm, să-i respectăm și să le cerem ajutorul. Să primim. Și să primim, da, cu adevărat, și să primim. Pentru că așa este viața. Așa este viața. Și felul în care eu vin înapoi către ei. Cu iubirea mea de copil, este a merge mai frumos, mai ușor înainte în viața mea, a creia în viața mea. Că dau viață mai departe, aduc pe lumea asta copii, că intru în acea zonă în care creez artă, muzică, companii care ajută mai departe alți oameni, da? Este la fel, indiferent ce creez eu în această lume umană, tot ceea ce poate crea un om este tot ceea ce creez eu ca om este a da viață mai departe. Și așa îi onorez pe părinții și pe străbunii mei, prin a da viață mai departe. Indiferent că este ceva simplu, mâncarea pe care o fac pentru prietenii mei sau pentru familia mea, indiferent că este Uite, am uh, cunoscut uh, uh, într-un grup de, de constelații o um, tânără. Eu sunt o mare admira admiratoare a voastră, a voastra, tinerilor, care sunteți extrem de deschiși și de creativi și de corecți și onești cu voi. Um, și vă străduiți. Vă străduiți să um, lucrați foarte mult cu voi. O tânără... Um, care, pe care o admir foarte mult, care a creat o, o, o mișcare din asta de a aduce mâncarea undeva în grupuri mici, o mâncare făcută cu dragoste, cu bucurie, cu deosebită. Da? Și sunt atât de mulți tineri care fac lucruri din asta. Asta este o creație, asta este a da viața mai departe. Deci nu e limitată doar la o față biologică. Nu. Nu e limitată. Nu e, e limitată. Cred și că... noi știm acum că sunt foarte mulți care, în special foarte multe femei care se luptă cu, cu asta. Da, pot exista piedici pentru că există o încurcătură sistemică acolo în spate și din cauza faptului că undeva în spate cineva nu este recunoscut, cineva nu este adus înapoi în familie la locul său, și acum o să ne întoarcem și la locul uh -huh. nostru. Se poate întâmpla să nu ai copii, se poate întâmpla pentru că ceva s-a întâmplat în urmă și eu sunt loială acestei familii să nu-mi găsesc partenerul cu care să mă căsătorești și să fac copii. Sunt multe lucruri care se întâmplă datorită loialităților noastre, datorită încurcăturilor sistemice care se întâmplă. Și eu s-ar putea, să nu pot să stau pe locul meu pentru că un unchi, un bunic, un străbunic N-a fost lăsat să sta pe locul lui, că nu -a, -a, fost, n -n 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 a acceptat niște reguli ale familiei. Eu am o constelație pe care o pot da exemplu, cineva care a fost exclus doar pentru că era o, o familie de, nu este o constelație din România, o familie de ingineri. Trei generații de ingineri, el s-a dus, a făcut și când să finalizeze facultatea, a zis: Nu pot, nu pot să fac asta, am, am, am nevoie să fac altceva. A făcut altceva, a fost exclus din familie, n-am mai fost deloc ajutat. Când se întâmplă această excludere și această um, conectare dintre noi, ea există, în mod firesc, natural, noi suntem conectați la un nivel foarte subtil, hai să zicem energetic, da? în acest câmp cuantic, da? Uh -huh. um, numai că atunci când apare această supărare, furie, negare, această energie este cumva în, în blocată, încurcată. Eu mă simt vinovat față de străbunii mei că nu m-am făcut inginer. Ei mă neagă că nu m-am făcut inginer și dintr-o dată toate, toate încep să se, să se încurce. Dar, pe de altă parte, prin lucru în constelațiile pentru reechilibrarea, armonizarea relațiilor noastre familiale, aduce multă pace. Eu mă reașez în locul meu, acela care este primul născut în această familie, în fața părinților mei și a străbunilor mei, îi onorez pe ei și mă onorez pe mine cu acest loc și atunci, dintr-o dată, sistemul se reașează. Și viața mea începe să curgă altfel. Și asta o să văd, poate, inclusiv în perspectiva succesului pe care l-am în viața categoric, personală, în viața Categoric. Se deschidu și se deschid oportunități. Acolo unde n-am putut să văd ceva, încep să văd pentru că eu sunt deja în puterea pe care mi-o dau rădăcinile mele din acest loc. Practic mă întorc la a primi. Practic mă întorc la pot să văd și să primesc ceea ce îmi aduce viața. E, cred că e important să ajungă la cei de acasă această posibilitate pentru că noi din conștiința personală văzând că ceva e nepotrivit sau nu, nu mai e deținut fugim da. și am învățat să ne reintegrăm pare că e soluția exact și să ne oprim din fugă cred că ideea cu a nu fugi este cea care va rămâne cumva la cei de acasă în așa fel încât să stăm un pic să așeze să ne uităm fiecare dintre noi acolo, te rog. Poate nu este ușor. Da. Cere un pic de uh, consecvență, de să ne uităm la durere, să stăm cu durerea, nu zic că este ușor, dar este singura soluție reală, reală. Laura înainte să încheiem această prima parte a, a episodului nostru, spunem te rog cum o găsim pe Laura ghiță. <laughs> am și pe media am și Instagram, mm -hmm. am și Instagramul cum este. Uh, Facebook uh, psiholog Laura Ghiță sau Psihoterapeut Laura Ghiță. Uite, vezi, mm -hmm. sunt așa de bine cu media încât uh, am un, uh, o pagină de Facebook care se numește psihoterapeut Laura Ghiță, Am și pagina de Facebook Laura Ghiță, Am uh, un site care se numește Inner Connection și acolo sunt uh, și vor fi postate, sunt postate evenimentele, formarea și vor fi postate următoarele evenimente. Inner Connection cu liniuță în mijloc. Despre formare <laughs> o să te întreb dacă îmi permiți să anunț că deja pare că se mai constituie un grup. Da, am avut solicitări și am promis că mă, mă organizez. Deci practic putem anunța că urmează să înceapă un nou grup de formare, ceea ce înseamnă că cei care vor intra pe innerconnection.ro, innerlinuțăconnection, vor putea să găsească informații despre, despre în asta în scurt timp. Cred okay. că prin noiembrie, încă okay. nu am făcut organizarea. <laughs> Atunci altă. înseamnă că am șansa să anunț cancanul dinainte. <laughs> <laughs> da, da, da. În contextul ăsta, dragilor, această primă parte a episodului nostru a ajuns la final. Îi mulțumesc din suflet Laurei că a fost alături de noi. Și exact cum deja poate v-ați obișnuit sau poate nu, vă întreb ca de fiecare dată cu ce, din ce a spus invitatul de astăzi, v-a spus Nu Mersi! <laughs> <Mă -sumesc. laughs>